În perioada 7-17 iulie curent, la Vitebsk, Belarus, s-a desfășurat cea de-a 28-a ediție a Festivalului Internațional de Artă Slavianski Bazar, concurs care unește forțele creative ale țărilor care au o cultură similară, având scopul de a crea o comunitate pașnică. Anastasia Barbă are 12 ani și învață la Liceul Republican de Muzică Serghei Rachmaninov, fiind laureată a numeroase concursuri naționale și internaționale. În cadrul acestui concurs, Anastasia a reprezentat Moldova cu piesele Dorul de Doina Sulac și Recenca din repertoriul Alei Pugaceova. Tânăra s-a întors cu o performanță deosebită, premiul 2 la categoria juniori. Впечатления были есть. Impresiile au fost și sunt excepționale. Sunt fericită că am avut posibilitatea să particip la acest concurs. Când au anunțat că m-am clasat pe locul 2, când au anunțat numele meu, am rămas șocată, dar totodată plăcut surprinsă de rezultat. Îmi propun ca în viitor să obțin și mai multe performanțe în domeniu, să particip și la alte concursuri internaționale. Eu cânt la saxofon și la pian. Îmi propun să nu mă opresc aici. И по этим двум инструментам и не останавливаюсь. Iar interpreta Lidia Isaac a reușit să obțină premiul special de $2000 al companiei MIR, acordat pentru maestrie vocală la categoria adulți. În prima seară a concursului, Lidia Isaac a interpretat piesa T. Atpusti din repertoriul Tinei Caroli, iar duminică seara a ieșit cu o piesă cunoscută din repertoriul lui Adeli. Tânăra interpretă dorește să investească banii în muzica sa. Înainte de a pleca la Slavianski Bazar, am început să lucrez la o piesă nouă în studio și acum la revenire o voi înregistra, voi filma și un videoclip și sper în toamnă să o lansez. Și cred că tot acești bani vor merge spre muzică. Я считаю, по моему профессиональному мнению, они справились. După părerea mea, din punct de vedere profesionist, ambele s-au descurcat foarte bine și au ajuns la cel mai înalt nivel. Altceva este ceea ce ține de părerea juriului, părerea cărora niciodată nu corespunde cu cea a publicului sau a producătorului care privește acest festival. Cu toate acestea, am reușit să aducem premiul 2 la categoria juniori și premiul special al companiei MIR pentru Lidia Isaac. Telecompanie MIR la Lidia Isaac. În acest an, la concursul Slavianski Bazar, au participat peste 20 de țări.